Bună dimineața, în sâmbăta mare, zi de mare sărbătoare, bine v-am regăsit! Credeți-mă, la câte tradiții și superstiții ne-a fost dat tuturor să auzim sau să citim în dimineața asta, mi-era și frică să mă dau jos din pat. M-am adunat însă, gândindu-mă că dacă gospodinele au voie să roșească ouă, voi avea și eu voie să petrec 2 ore minunate alături de voi. Fără griji, numai cu zâmbete, fix așa cum obișnuiam în copilărie. Că tot veni vorba. Lucrurile pe care le învățăm atunci când suntem mititei ne rămân în minte pentru toată viața. Oare câți dintre noi n-am fi dat orice să învățăm, de exemplu, să gătim pe vremea când eram un pic mai înalți decât masă? V-ați spălat pe mâini? Da, șef! Ați mâncat de dimineață? Nu, șef! Din dorința de a împărtăși pasiunea sa pentru gătit, șef Ștefan Popescu adună în jurul lui cei mai carismatici și ambițioși elevi. Bun, astăzi, ce credeți că facem astăzi? Quesadilla. Quesadilla. Un preparat mexican, da. Cu blaturile echipate și ingredientele necesare la îndemână, cei mici încep să pună în aplicare tot ce le spune șeful. Punem așa, ardei. Ceapă. Ceapă roșie, porumb și fasole roșie și vinete și fasole. Nu, crater, că înainte o să punem apa și uleiul de măsline. Păi pot spune că pasiunea lor culinară este chiar mai dezvoltată decât la adulți. Observa că copiii sunt mult mai implicați, se vor să facă mult mai mult, uite, vin duminica la cursuri, vin dimineață, vin stau și chiar și toată ziua. Își doresc să învețe foarte mult, chiar dacă poate nu se facă bucătarea asta, ei sunt mici acum, au și 7 ani, și 10 ani, și 11 ani, totul depinde de ei, dar sunt foarte implicați. Nu, uite așa, în general, ce să frămâs cu podul palmei, așa. Știi? Așa. Așa. Este ușor sau dificil să lucrezi cu copiii? E ușor. Adică depinde cum o iei. Dacă ești bine liniștit, calm, nu te agiți la tot ce fac copiii, încerci să fii cât mai zen, atunci sigur iese totul perfect. Dar mai sunt și situații neprevăzute în care trebuie să ai grijă de copii în bucătărie, că sunt cuțite, aici se lucrează cu plite încinse, cuțite și atunci există un risc ca ei se accidenteze. Și atunci trebuie să fii cât mai atent și să fie o atenție foarte distributivă în toată sala. La quesadilla din ce o face? Nu v-am zis care e proteina, adică ce carne punem? Pui. Pui. Ce parte a puiului am spus? Dar de unde știți că nu v-am zis nimic? M-ați văzut când l-am tăiat. Da. Ce șmecher sunteți. Fie că urmează de ceva vreme cursurile pentru gătit, ori sunt doar la început, fiecare copil este dornic să-și impresioneze părinții prin ceea ce învață aici. Ce ai gătit părinților până acum? Sushi, paste, feluri principale, deserturi. Cel mai frumos compliment pe care l-ai primit de la mama ta cu privire la ce ai gătit? Că e mai bună decât mâncarea de la restaurantul ei preferat. Am câteva luni de când vin la cursuri. Și de ce ai venit tu la astfel de cursuri? Mă relaxează gătitul. Acasă gătești pentru părinți? Da. Ce ți este cel mai bine? Omletă. Ți-au arătat vreodată poze cu ceea ce au pus în practică acasă? Da, mi-au arătat poze ce au făcut și acasă. Așa e, copii?